Guvernul de la Atena nu se lasă înduplecat. Din 31 martie, tot personalul medical care nu se vaccinează anticovid va fi concediat. Decizia Ministrului Sănătății nu a lăsat loc de nicio interpretare. Mai multe informații despre ce se va întâmpla în Grecia după această dată aflăm de la colega noastră Cătălina Iordache. Cătălina, te ascultăm. Angajații din domeniul sănătății din Grecia mai au doar 2 luni la dispoziție să se vaccineze. În caz contrar, vor fi dați afară. Obligativitatea vaccinării medicilor a fost introdusă în luna septembrie anului trecut. Tot atunci a fost introdusă și obligativitatea acestui act medical și pentru persoanele de peste 60 de ani. În urma acestei decizii, aproximativ 6500 de profesioniști din domeniul medical care nu erau vaccinați au avut salariile suspendate. Asta a însemnat 6% din personalul sanitar și 2% din totalul medicilor care lucrează în această țară. Dintre aceștia, aproximativ 1500 de angajați s-au întors la locurile lor de muncă după ce au dobândit certificat COVID în urma trecerii prin boală. Iată, după câteva luni, autoritățile din Grecia au decis ca acești angajați, chiar dacă au fost infectați sau nu, să fie concediați dacă nu se vaccinează. În Grecia au fost înregistrate în ultima perioadă, în medie, cam 100 de decese în fiecare zi. De asemenea, începând cu 7 februarie, în această țară intră în vigoare și regula prin care certificatul de vaccinare expiră după 7 luni de la cea de-a doua doză dacă nu se administrează și doza booster.